Doar ce am ieșit de la duș, mi-am băut și cafeaua, mi-am făcut tot ritualul de dimineață și acum ar trebui să împachetăm, să pregătim tot ce ne trebuie pentru șederea noastră la Văleni. Din păcate o să stăm acolo doar 4 zile, chiar mă oftică, nu putem sta până când se întoarce taiga, dar asta e viața de adult, mai e și treabă, nu poți face doar ce-ți place. Și uite că știți că vă ziceam că vreau să împachetez din timp, n-am apucat-o, fac cu câteva ore înainte de plecare. Nu o să avem foarte multe lucruri de luat la noi, ar trebui să ne luăm o plovere și lucruri mai groase, că mama zice că e foarte, foarte frig și am vrea să mergem și pe la pădure, să ne plimbăm, să ne bucurăm de vremea asta frumoasă de toamnă, de care n-am apucat să ne bucurăm până acum. Mira vrea la cheia. Dar mami, la cheia e zăpadă. Da, da, mi-a zis. Da, aia vrea Mira la cheia, că e zăpadă. Da, mi-a zis mama că într-o stațiune la 30 de kilometri de unde locuim noi, a nins și poate o să mergem să vedem ce se întâmplă pe acolo. Duminica, de obicei, e zi în familie și ieșim pe undeva. Vedem ce vorbesc cu Sergiu și la ce oră o să plecăm duminică din Văleni. Poate plecăm luni totuși, poate prelungim și stăm un pic mai mult. Este oficial, de săptămâna viitoare o să postăm marți și joi, pentru că mi-e mai ușor, așa mi-e mai ușor cu școala, nu am cum să și editez, să și postez, să și merg la școală, mi-e fizic imposibil, dar aș vrea să aud de la voi dacă preferați ca videoclipurile să fie urcate dimineața sau seara, că am putea să postăm în fiecare marți de la ora 10, cum vreți voi. Sau să ținem ora 6 în fiecare seară, să ne vedem aici pe YouTube. Uite, chiar aștept să-mi spuneți cum este mai bine pentru voi și hai să ne băgăm la împachetat. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me, look at me deceiving. Let you get the best of me, in bed with my worst enemy. This is a no-go. Cam așa mă prezint astăzi, mi-am scos din nou paltonul alb la plimbare și mergem repede până la contabilă înainte de a pleca la Văleni. Ăsta e planul, vai ce ciufulită sunt, cred că nici măcar nu mi-am pieptănat bretonul astăzi, nu l-am făcut. E super plăcut afară. Am rezolvat și așteptăm să vină Uber. Mira era destul de supărată că am plecat fără ea. Mami, vreau să vin și eu. I-am zis, hai mami că mă duc repede și mă întorc la fel de repede. Stai un pic cu Sergiu, pregătește jucăriile pe care vrei să le iei la Văleni. Hai că m-a luat și pe mine un Uber în 4 minute. Vine, perfect. Și după aceea mergem la mama și la tataie, n-are sens. Se duce mami și rezolvă rapid, rapid. O să trebuiască să mai dăm o fugă, cred că după ce vine taiga sau înainte să vină taiga, o să vorbești cu taiga. Chiar acum cred că o să-l sun, că zicea că se bagă la somn. Vai, sunt cu gândul în 1000 de părți, dar abia aștept să plecăm și mă oftic că ne-a prins ora asta în București, 2:30, până ne mobilizăm, până pornim la drum, se face sigur 3 și ceva, 4 și o să prindem aglomerația. O să prindem ora de vârf din București, dar aia e până la urmă. Mai bine să știm că suntem pe drum decât să așteptăm până la noapte să plecăm prea târziu. Ok, hai să vedem din ce parte ar trebui să vină mașina. A, vine de pe principală. Ok, super, stau aici într-un colț. Să vină să mă ia și pe mine să mă duc acasă. Și gata, într-un final am plecat spre Văleni, suntem aici în gașcă completă cu domnul Sergiu șofer, cu Mira acolo în spate care vloguiește. Cum poți să faci picture? Cum poți să faci poză? O să te învăț și cum să faci poză, bine? Ce ai văzut? Ai văzut ceva frumos acolo? Uite.
A, cerul. Da, e foarte frumos, mami. Mira vrea să facă o poză la cer și n-am învățat-o cum să facă poza, am învățat-o doar cum să filmeze momentan, doar ce i-am dat vechea mea cameră de vlogging, o cameră mai mică. E așa, fix pe mărimea ei, are și o calitate bună și tot zicea ea, mami, vreau și eu să vloguiesc și îmi cere camera non-stop că vrea să vorbească cu voi. Acum are camera ei și o să iau momente de acolo și o să le punem în vlogul nostru. Mi s-a părut o idee bună și poate fi și un exercițiu foarte bun pentru ea, pentru că o să prezinte diferite lucruri, o să vorbească la cameră și își mai dă drumul. Mama ne așteaptă cu mâncare și abia acum realizez că eu n-am mâncat absolut nimic până la ora asta, este 4 și mi-e un pic foame și nu înțelegeam de ce mi-e foame. Acum știm de ce mi-e foame, ea cu foame, nu? Zicea mama că face un orez cu legume, cu pui și supă de găluști. De când am mai mâncat o supă de Da. găluști. Da, gata, nu, hai să nu mai vorbim despre mâncare. Am ieșit din București și am intrat în spiritul Crăciunului, am dat drumul la colinde. Suntem aici cu fa la 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 la. Am ajuns acasă și am aici două colete de la voi. Am un colet foarte, foarte mare. Ia uite cât e de mare. Și ăsta negru. Nu știu care-i treaba cu el, pentru că nu este semnat. Și pachetul mare este de la Georgiana. Mulțumesc mult de tot, o să-l desfacem cu Mira. Pe ăsta mic îl desfac eu singură, ia să vedem. Hai să-l desfacem acum, că sunt foarte curioasă, nu mai am răbdare. Abia am ajuns, am luat un hanorac de la Sergiu pe mine, că e destul de răcoare. Și trebuie să și despachetăm, dar le luăm ușurel. Bă, e destul de întuneric, bine, e întuneric, e noapte. Și m-am întors! Am aici un dosar și în interior avem o scrisoare și un desen, două desene de la Eliza. Uai, mulțumesc mult de tot! Uite, asta sunt eu și știu care este poza din Japonia. Și mai avem încă un desen cu Mira. Mira Balerina, uite cât de drăguț! Mulțumesc mult de tot, Eliza! O să mă bucur aici și de mesaje de la tine. A, și e și o surpriză pentru Mira. Sunt niște bombonele aici, cred. A, sau nu sunt bombonele? Mira, ia vină puțin! Ia vină și vină aici. Hai să vedem, nu știu. A zis că e o surpriză pentru tine și scrie pentru Mira și e pitit, nu se vede ce e în interior. Trebuie să-l desfaci tu să vezi ce e aici. Ia, stai. Și uită-te. Hai să vedem. Ce ai tu Dar acolo? nu pot să-l Uite, trage din partea asta, trage de aici. Ok. Poți să tragi? Da. Hai. Vrei să te ajut? Un pic? Da. Ia, vezi ce tu acolo? Multe. Multe ce? Multe. Ce astea? Ce sunt astea, mami? Stickies? Stickies? Ți-a trimis stickies? Cred că da. Oh, ești fericită? Și uite ce de mai sunt! Cum Da. zici? Mulțumesc. Uitați-vă la zâmbetul ei, e fericită tare, mulțumim Da, mult de tot! așa nu să arăt stickies. Nu sunt stichezi? Dar nu arăt așa, arăt Dar mai uite că ai mai altfel. multe, sunt alte, sunt jucărioare micuțe, pentru că ție îți plac astea micuțe. Mulțumim mult de Asta! tot! Mie îmi place mai mult asta. Mulțumesc mult de tot, Eli, ești tare, tare drăguță. O să păstrez acest mesaj și desenele făcute de tine.
Îți mulțumesc din suflet pentru această surpriză frumoasă. O să le păstrez la loc de cinste. Ziceam că aștept și că o să le desfacem mâine, dar nu mai am răbdare. Am desfăcut și cutia, încă nu m-am uitat ce se află în interior. O să o chem și pe Mira să ne uităm împreună, pentru că ei îi place la nebunie să se uite în cutii, să vadă ce am primit, să vadă ce se află acolo. Mira? Cum ai pus acolo? Am pus un pic de lumină, că eram prea întunecate, nu ne vedeam deloc bine. Hai să vedem, mami, ce se află aici, ce am primit noi de la Georgiana. Cine bun, Georgiana? Bun, bun, o fată. O să o sunăm, o să vorbim cu ea. Ce e asta? Cordeluțe? Cordeluțe? Ia stai să vedem. Ia stai, ce avem noi aici? Cordeluțe. Cordeluțe, da, pentru tine. Și avem aici... Pentru ei cu mult drag, te pupăm, Georgi și Florin. Oh, mulțumesc! O să le împart cu Mira. Ah, oh, sunt fix cum port eu. Asta nu împart cu mine, că e cel mai frumos. O, și-o ții tu? Da. Mulțumesc mult de tot! Uai, cât de drăguț! Le împărțim, mami, că noi așa facem, cordeluțele le împărțim mereu. Asta, dar una nu împărțim, dar una. Aia o vrei doar pentru tine? Da. Bine, atunci. E cea mai frumoasă. E cea mai frumoasă? Da. Ia uite. Și aici ce avem noi aici? Mami, nu pot să cred! Ce? E pentru tine! Pentru Mira, cu mult drag, te pupăm. Astea sunt pentru tine, mami. Astea sunt două cărteluțe pentru tine ca să ne asortăm. Da, asta-i trecut. Și ai și niște sticăre cu sunt o fetiță curajoasă. Astea le păstrez eu și ți le dă mami. Și ai și o brățară. Cu ce? Oi, ce drăguț! Uite ce brățară cu un fluturaș. Ca să vă arătăm și vouă. Și aici ce ai tu, mami, aici? Aici cred că avem un mesaj. Se uită mami imediat. Uită-te ce ai aici. Avem o pungă plină de... Ia uite-te, mami, ia zi. Plină de... Stickies! Da! Oh! De la Lidl! De la Lidl, mulțumim! Ia uite, mami! Acum vrei să le desfaci și ce mai avem aici? Asta este un mesaj. Nu cred că e. Este o scrisoare pentru mami și pentru Mira. O să o citim cu voce tare. O să o citim noi împreună. Dragii noștri, hai că de asta o să mă bucur eu imediat. Oh, ai sticăre! O carte cu sticăre și pe asta Mira nu avea. Mulțumim mult de tot! Și astea sunt basmele copilăriei. Frumoasa din pădurea adormită și alte povești fermecate. Mami! Mulțumim din mami, suflet! Asta cine e? Asta este o vrăjitoare. De la Frumoasa adormită? Mhm, și ai și Pinocchio. Cum zici, mami? Mulțumim! Mulțumim! Dar unde sunt stickies? Stickies? Unde le-ai pus? Nu le-am pus. Uite-le aici, în față! Băi, ce de stickies! Mulțumim mult de tot! Ești fericită? Mulțumim! Ia, mami, pune-te pe desfăcut de stickies acum. Ești fericită mult, mult? Da. Asta. Mulțumim, Georgi și Florin. Acum am aflat că accesoriile sunt de la o prietenă de-a lor și o găsiți pe pagina ei, BB Fashion Jewelry One. O să pun aici undeva. Tare drăguțe sunt. Da, uite! Ah, ce frumos! Hai că noi ne-am pus aici pe desfăcut de stickies. Mira e în al șaptelea cer, nici nu mai vedeți, e concentrat aici. Ia uitați ce de mai avem! Bum! Și nu avem foarte, foarte multe dubluri. Acum se gândește că zice că dublurile o să le dea mai departe la alți copii. A zis că nu-și păstrează dublurile. Și astea? Astea le dai la alți copii? Da. Bine, le punem aici. Așa, o să trebuiască să sortăm și jucăriile de la Mira din cameră. Tot așa, pentru a le da mai departe pe cele cu care nu se mai joacă. Dar bineînțeles că le dăm mai departe pe cele care sunt într-o stare foarte bună. Nu o să dăm mai departe jucării uzate.
Și deja am vorbit cu cineva și știm unde o să le trimitem. Săptămâna viitoare ne ocupăm și de asta. Aduce-le în sufragerie. Și eu să le duc în sufragerie? Da, și eu. Ce, mă ajuți? Da. Ia, mai pune aici că mai am un pic de loc. Și cred că mă descurc. Așa, hai mai pune. De ce? Păi nu vrei să le iau eu? Sergiu, ce faci acolo? Suntem singuri acasă. Doar copiii, eu, Ia, Sergiu și Mira. Părinții mei cred că vor ajunge cam într-o oră. Ia, stai, mami, un pic, stai un pic. Ia, stai că vin imediat. Am plecat la pădure, suntem aici în gașcă completă, fără domnul Icheda, din păcate, și am luat-o pe jos. Am zis, cu ocazia asta ne mai plimbăm și noi. Mai văd și eu văleniul, că n-am mai luat-o de mult așa la pas. Și acum trecem prin Tabaci, o zonă în care nu prea aveam voie când eram mică. De fel, trebuia să stau pe lângă casă și aici nu mai eram în vizorul părinților. Și dacă o ținem tot înainte, ajungem pe Rizăne. Și deja văd copaci așa, portocalii, roșii, galben, frunzele ne așteaptă acolo. Nu știm exact cât de mult o să urcăm, pentru că pământul pare destul de moale și s-ar putea să ne facem tot una din capul în picioare. Dar ne hotărâm la fața locului încotro o luăm, dacă urcăm sau dacă stăm acolo pe o pajiște. Și acolo trebuie să ajungem noi, nu știu cât de mult se vede pe cameră, dar avem copaci, uite, roșii, foarte mulți copaci în flăcări. Asta este Telejanul, avem un peisaj de vis. Și căluți. Ia uitați cât e de frumos, Mira admiră căluții, căluții sunt acolo, în stânga, uite acolo. Stăm și admirăm căluții și apa și Mira voia să mergem să aruncăm cu pietricele în apă, dar i-am zis că e destul de frig. Trebuie să facem asta primăvara. Păi acum mergem în pădure, mami, o să ținem tot înainte pe acolo și uitați-te de copaci galbeni! Bine, mașina, ia, stai un pic pe fază. Bine. Uite, mami, căluții merg la apă. Uite, uite cum a intrat în apă. Da. Vezi? Da. Cred că se duce să bea apă. Da. Îl vezi? Cred că traversează. Crezi că traversează? Cred că da. Și traversează și domnul cu ei așa? Ia uite, dragii de ei. Domnul ia stați că nu putem să mergem mai departe, că sunt aici vreo 6 câini. Și așteptăm să plece. Ce, o găină? Unde ai văzut, mami, o găină? Aia. Unde vezi tu? Iade, iade! Eu nu văd! Nu, eu o văd! Mira, o lebădă sau ceva. Mira vede o găină, dar noi nu vedem nicio găină. Ba da, eu? Arată-ne exact, mami, că nu știm unde să ne uităm. O pisică? Nu, e un cățel, mami! Cățel, sunt vreo 6 căței. Și căluții au rămas acolo. Unde? Uitați-mi cât e de frumos! Sergiu zice că putem să mergem mai departe, că s-au îndepărtat căței. Îl luăm așa, ușurel, ușurel. Nu, mami, nu coborâm scările, sunt niște scări aici și poți să ajungi la Telejan, dar nu coborâm acum. Trec ăștia cu bicicletele, s-ar putea să întărâte căței, sau nu? E ok, Sergiu? Stai că Sergiu-i șeful. Mă gândeam să nu treacă cu bicicleta și să se ia câinii după el. Dar sunt mulți, înainte nu mai, chiar nu mai erau câini aici o perioadă. Și acum sunt 2, 3, 4, 5 și ăla alb care era pe lângă noi, 6. S-au dus la locul lor. S-au dus acolo, nu? Dacă mai sunt oameni și sunt cu mine. Hai, că o luăm așa, uite. What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Could we let
acum facem dreapta aici și în curând o să o luăm prin pădure și știți ce am făcut? Nu ne-am luat apă! Am plecat fără apă de acasă, cea mai mare greșeală. Din cauza asta s-ar putea să nu putem sta foarte mult pe afară, dar vedem cât rezistăm, o oră. Stânga? A, o luăm pe aici prin iarbă, ia uite. A, ce tare! Am grijă și tu, mami, să ai grijă. Haide! Uite, mami, am început să dăm de frunze. Da! Da, dar astea sunt cam mici. Nu, că le ținem în mână. Avem de gând să adunăm frunze, pentru că i-am propus Mirei ca în seara asta să pictăm frunze. Și asta este misiunea noastră de astăzi. Adunăm frunze cât mai mari, cât mai frumoase, cât mai colorate și după aceea mergem acasă și le pictăm în toate culorile. Pictăm și pentru mamaie, pictăm și pentru noi. Dacă vrea să le lipim, le putem lipi într-un caiet sau pe diferite coli. Vedem ce facem în seara asta. Și acum o luăm prin pădure. În cât timp ajungem, Sergiu, sus? Mira? Da. 20 de minute, cred. 20 de minute? Mami, singuri, vreo 5. Da, iubita. Nu te iau, mami, în brațe, că ești mare. Aventură! Ne plimbăm prin pădure. Să ne găsim vreo comoară. Poate găsim o vulpe. Crezi că o să vedem o vulpe pe aici? Ciocănitoare. Tell me now if you want out. What are you saying? Come on and spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving? Mira a obosit un pic. Am urcat destul de mult. Cam cât am urcat, Sergiu? La ce te referi? La timp? Sau? La timp. 15 minute? 15 minute? Și da. Cât mai avem de aici? 5 minute. 5 minute și gata? Da. Ești pregătită, mami? Vezi că ai scăpat o frunză. Ia-o de jos. Dar lasă că o pictăm și o facem frumoasă. Hai că mai avem un pic, poate prindem și apusul, nu cred, că e încă de vreme. M-am făcut cu frunze de la Mira, mai avem un pic și am ajuns, m-am panicat un pic, am călcat pe microfon și credeam că nu mai merge, dar e ok. Și uitați că am început să dăm de stânci, locul în care mergem se numește La Stâncă, tocmai pentru că e o stâncă foarte mare acolo, o să vedeți imediat despre ce vorbim. Și pentru mine e pentru a treia oară când vin aici. Opa așa, ușurel, iubita! Ușurel, hai! Așa, Mira a luat drumul cel greu. Așa, aici, nu? Da. A, deci noi ne-am oprit să facem poze cu doi pași înainte de a ajunge la destinația finală. Ia stați că vă țin cu noi. Vă țin cu noi ca să vedeți priveliștea de aici. Unde am venit? Ce? Unde am venit? Un... Wow! Uite, mami! Uite-te în dreapta! Uite-te în dreapta! Acolo, departe, ia stați că bate soarele. Păi nu se vede că e ceață și sunt dealurile alea. Uite, uite acolo. Dar după dealurile alea acolo e... avem voleni. Nu-i voleni acolo? Ba da. Că aia e gârla, nu ăla e teleajul, nu ăla e voleniu. Ia. Și acum ne ținem după Sergiu. Ci că să stăm aici pe stâncă și să admirăm priveliștea. Acum o ținem tot înainte până dăm de o poieniță și aici e o căsuță unde era un fel de mini stână. Hai să ieșim și în poieniță. Nu mai e mamică. S-au retras acum. Când încep iar la primăvară, nu? Ia uitați ce frumoasă e pădurea. Da, iubita. Ce frig! Păi să-ți dau cecuța, mami. Brr, ia uitați-vă la Mira. Brr, mi-e frig. Unde-i Mira? Unde-i Mira? Ninja Mira? Ninja Mira. Ați auzit-o? Ninja Mira. Hai să vedem pe Ninja Mira. Hai, mami, că pe aici poți să alergi în voie. Ce? Poți să alergi cât vrei tu pe aici. Gata. Am ieșit din pădure și uitați peste ce am dat.
Ghost of Tsushima. Wow! Chiar că zici că e un peisaj din jocurile lui Taiga. Dar chiar așa arată, cu iarba asta mare și merge el prin iarbă. Da, uite! Eu mă joc samurai! Te joci samurai? Bravo! Și uitați, avem și copaci colorați, fix ce căutam! Mira vrea să ne jucăm de ninja, mai alergăm puțin și după ar fi cazul să ne întoarcem, pentru că în curând va începe să se întunece. Hai după Mira. Acum și Mira are o sabie de samurai. Eu sunt cearea? Da. Nu, mami. Stați-vă acolo la soare. Îl vedem așa printre copaci. Și gata, am ieșit din pădure. O să mai adunăm câteva frunze pentru a avea ce picta în seara asta. Și soarele s-a pitit, ne-am bucurat de un apus de vis, de vis, cam povește efectiv. Hai să luăm repede câteva frunze, să mergem acasă că se întunecă și mi-e frică de căței pe care i-am văzut mai devreme. Am găsit setul de pictură, avem și acuarele, avem și pensule și bol pentru apă. Suntem pregătite și paletă pentru a amesteca culorile. Bună! Hai, mami, să pictăm, fii atentă! Da. Am adus o foaie. Hai, dar eu să iau asta. Tu iei pensula aia? Trebuie să vedem ce culoare punem aici pe paletă. Da, să pun. Ah, trebuie să aducem niște hârtie. Poți să-ți dai brățara și astea la mână, pentru că o să te incomodeze. Mami? Da? Așa, am luat-o. Hai că eu mă duc acum să aduc șervețele. Ale mare. Vrei să pui tu cât un pic ce-a mai rămas până vine mami? Da. Bine. Am pus pe mine! Am pus pe mine! Ce l-am pus pe mine? Ia uitați! Ai pus pe mânuță? Da! E ok! Gata! Ia, șterge-te aici! E ok, că ne spălăm după aceea! Nu mai pot, nu mai poate! Mai grijă! Așa! Ce mai avem de voi asta? Nu, am pus-o! Nu, mai pus-o! A, da! Fii atentă! Ia stai un pic! Verde! N-am pus verde deloc? Că facem tricoul lui Papi verde. A, dacă lui Papi place verde? Da. O să pictez acum fără tine. Deci e o frunză și de fiecare dată când vrei să pictezi, pui frunza pe hârtie. Uite așa. Da, așa, și știu unde o să le punem la uscat? Ia stai. Stai puțin, că trebuie să mi se moaie puțin pensula aia, las-o un pic în apă. Și după ce terminăm de pictat, le punem aici să se usuce și cred că trebuie să merg eu să mai aduc niște hârtii. Și acum, hai să vedem, poți să încep? Nu, eu prima. Tu prima, hai să vedem ce faci. Eu să iau un pic de portocaliu. Uite așa. Eu să iau blu. Și fii atentă că trebuie să ținem puțin cu mâna când pictăm. Ok, o să pun. Wow! Uite cum i-a ieșit! Mă, și de cealaltă parte? Nu, pe cealaltă parte nu pot să fac astăzi, trebuie să le facem mâine după ce se usucă pe partea asta. Știi? O să pun aici la uscat și eu aduc altă foaie ca să-l pictăm pe Papi. O, punem și aici acolo, că avem foarte multe frunze. Asta e mea și asta e ta? Da, putem să facem așa. Poți să iau pasta mică? Da. Ce culoare vrei să o fac acum? Poți să te gândești tu. Să mă gândesc singură? Da. Ce culoare vreau eu? Da. Nu culoare de la pom. Da. Poți să iau una mare acum? Cred că o să-mi iau. Nu, eu! Tu iei una. Dar avem multe mari, să știi. Ok, poți să o iei, că dacă vrei. Pot să fac. Da? Da. Dar eu am luat cel mare. Poți să fac și eu un albastru.
O să lăsăm restul frunzelor pentru mâine, că au venit părinții mei și mergem să stăm puțin cu ei, să mâncăm de seară. Mami, prima ne jucăm! Și ne jucăm, dar ne jucăm acolo în sufragerie, lângă mama. Da, da, da. Cu stickies? Cu stickies ne jucăm. Și ăla e nebunită după stickies, e foarte, foarte încântată de coletele pe care le-am primit ieri. Vă mulțumim din nou! Bine, noi le-am primit de mai de mult, dar ieri am apucat să le desfacem. Gata, Mira doarme, eu m-am băgat aici în fața laptopului, lucrez puțin și sunt supărată pentru că mi-am uitat de machiantul în mașină și e târziu noapte și mi-e urât să ies singură la mașină. Bine că mașina e plină, că am adus și cutic, încălțări și tot felul de nebunii și Mira era supărată pentru că și-a uitat jucăria. I-am adus-o pe Mini, o Mini care doarme și a zis că are de gând să doarmă cu ea la Văleni și e mașină. Nu m-am dus pentru Mini-ul Mirei, nu mă duc pentru demachiantul meu. Cred că o să merg la mama și o trezesc. Îi zic, mami, unde ții demachiantul? Că nu mai ies până la mașină. Nu știu ce face fratele meu, dar cred că și el doarme. Oricum, trebuie să ne ocupăm să mai aranjăm puțin pe aici prin dormitor. Nu o să avansez cu amenajarea, rearanjarea și așa mai departe, pentru că este proiectul meu și al lui Taiga. Am început împreună, o să-l terminăm împreună. O să mă ocup să iau măsuri la geamuri ca să ne ocupăm de draperii. Eu să încep să-i caut, să vorbesc cu Taiga, să-i cer și lui părerea și așa mai departe. De asta o să mă ocup, dar nu o să găuresc pereții, nu o să încep să pun eu tot felul de rame și tot felul de nebunie. Astea sunt mici detalii de care o să ne ocupăm împreună. Vai, și vreau să mă demachiez, mă mănâncă ochiul de la rimel și simt așa machiajul... Ce mă fac eu? Ce mă fac eu? Nu am, n-am nici măcar șervețele de machiant aici în bagaj. Eu o să mai stau să editez un pic, dar nu cred că mai stau foarte mult, pentru că am chef să mă uit la un serial, măcar jumătate de episod să mai văd în seara asta. Ca seara am adormit la serial, cred că a mers laptopul singur până a rămas fără baterie, că m-am trezit cu laptopul lângă mine. Gata, hai că mă bala editat și noi ne auzim mâine.